Salutare și bine v-am găsit la un episod din Mountain Blade Warband. Astăzi va trebui să plecăm mai departe și să vedem ce vom mai putea face. Să mă uit rapid pe aici. Doar un soldat poate să fie promovat. De asemenea, va trebui să mă uit la questuri și să vedem exact ce trebuie să fac. Sună bine. Asta înseamnă că băieții ăștia vor merge sus de tot. Vor fi soldații care vor pleca în luptă. Și vor pleca în luptă de fiecare dată. Între timp, eu va trebui să mă uit pe aici ce pot găsi. Bun. Să-i lăsăm pe băieții ăștia să se ducă. Și vom vedea exact care este rezultatul. Teoretic vor face o treabă bună. Ok, au început să se lupte cu băieții ăștia. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm. Și cu cât faci mai multe like-uri, cu atât vei posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Deci, apăsați acel buton de like. Și i-am doborât pe toți. Extraordinar. Eu aș spune o treabă bine făcută. Și să continuăm cu antrenamentul. Va trebui să mai vânăm pe aici bandiți. Super. Aceeași chestie, toată lumea stă pe loc, infanteria atacă. Ok, se pare că am făcut și eu level up. Foarte bine. Bun. Au fost doborâți toți. O treabă bine făcută, dar băieții ăștia au fost puși jos de tot. Ceea ce nu-mi place. Ok, îi vom muta aici sus. Băieții ăștia vor merge și aici sus. Și să ne mai uităm. Ce oameni mai putem promova? Și acum să mă gândesc ce pot face cu ceilalți soldați. Mutăm mai sus trupele astea.
trupe care ar merita și ele puțin atenție și coborâm pe băieții ăștia. Ok. Doar infanteria va ataca. Am spus. Doar infanteria va ataca. Băieții ăștia sunt considerați infanterie. Ciudată chestie. Va trebui să-i desemnez în altă categorie. Super. Lupta cred că s-a încheiat. Da, s-a încheiat. Extraordinar. De asemenea. Să mă uit pe aici foarte rapid. Ce mai pot face cu trupele astea? Ei sunt trecuți la cavalry, dar băieții ăștia sunt încă infantry. Ciudat, cum aș putea eu să-i mut în altă parte? Cred că este o eroare a jocului. Sunt puși într-un loc nepotrivit. Ia să mutăm arcașii mai sus. Ar fi o idee. Asta ar forța jocul să nu-mi trimită toate trupele bune. Teoretic. Practic nu știu exact. Vedem aici care este treaba. Ok, infanteria va ataca. Bun. I-am luat în primire. Să mai lovim și noi de aici ceva soldați. În principal mă bazez pe oamenii mei, care au făcut o treabă destul de bună din ce văd. Pe aici nu este nimic interesant. Sea Raiders. Sună bine. Ia să atacăm noi pe băieții ăștia. Today, the gods will decide your fate. Noi atacăm ceva de genul. Și cred că vom face rost de trupele de care mai avem nevoie. O să-i lovim în plin cu cavaleria. După cum vedeți, cavaleria lovește destul de tare.
Bun. Și cred că s-au dus aproape toți inamicii. Mai sunt câțiva. Înghesuiala asta chiar nu-i ajută. Și se pare că lupta s-a încheiat. Extraordinar. Luăm de aici ceva țărani, pe care îi voi transforma în războinici. Doi cavaleri. Foarte bine. Am doi. De la doi cavaleri până la numărul maxim de cavaleri, nu o să fie chiar așa un drum lung. După cum știți, eu am nevoie de 5. Super. Să ne uităm pe aici ce mai găsim. Sea Raiders. Vai, dar au ceva captivi. I will drink from your skull. Evident, aceeași replică. Îmi las trupele să atace. Voi merge și eu cu ei, dar... Cavaleria cred că va veni cu mine data asta. Pentru că nu vrem să fim primi în conflictul ăsta. Îmi las restul trupelor să vină. Și acum vom ataca. Destul de bine. Cam așa, mai este aici cineva? Perfect, a fost ucis. Extraordinar. Mai recuperăm ceva țărani. Bun. Și am mai făcut rost de ceva trupe utile. Avem pe aici ceva femei, care cred că vor deveni utile la rândul lor. Mai promovăm de aici ceva trupe. Momentan nu am toate trupele la maxim, deci va fi destul de greu să-i țin pe toți în partea de sus. Ok, mai am acolo ceva trupe. O să mai pun trupe de genul. Și voi mai căuta câțiva bandiți. Tundra Bandits, 66. Ok, toată lumea va ataca arca și vor rămâne pe aici, pe undeva. Ok, asta este o problemă. Bun, lupta este destul de serioasă.
Și cred că-i doborâm destul de rapid. Bun. N-au mai rămas teribil de mulți. Și personal o să mi se pară puțin dificil să renunț la 5 soldați de genul. Dar din păcate sunt obligat pentru că vreau să îndeplinesc quest-ul. Ok, am făcut o treabă bună pe aici. Nu găsim cine știe ce obiecte utile. Poate un strong short bow. Nu aș putea să spun nu la un obiect de genul. Este într-o condiție foarte bună. De asemenea, pe aici, cavaleri, să mai facem rost de ceva cavaleri. Și cred că momentan suntem gata. Majoritatea trupelor sunt într-o condiție destul de bună. Deci, cred că aș putea să mă uit unde îl găsesc pe rege. Reivadin. Voi merge până acolo. Ok. Nu este nimeni pe aici. Ok, locația cuiva. Foarte bine. Ok, va trebui să plecăm de aici. Și să-mi dau seama unde este regele. Mi-a menționat cineva ceva de poziția lui. Ok, o să fie interesant să-mi dau seama cine este regele. Nici măcar nu știu dacă este neapărat prin zonă. Pot să aștept pur și simplu să-și ia toată lumea bătaie. Ok. Bun. Ok, va trebui să aștept aici o perioadă. Dacă știi exact care este standardul regelui. Ok, ceva maro. Ok, îl văd pe acolo. Ok, așteptăm. Cred că băieții mei vor câștiga lupta. Pare o victorie sigură.
bun. Vorbim cu regele. Super. Ok. Bun. Păi cred că noi am făcut o treabă destul de bună. Ne-am terminat quest-ul. Și cred că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. De asemenea, cred că noi o să ne oprim aici cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!